Salutare și bine te-am găsit într un scurt review despre crema noastră Aniu Vitamin Hydra Pro Vitamin D Water Cream care se va lansa în campania lunii iunie. Încă de pe coperta catalogului nostru se vede că ea este vedeta acestui sezon. Da, pentru că a început sezonul uh, concediilor, sezonul uh, plimbărilor și uh, tenul nostru va fi expus mai mult decât de obicei la razele solare și nu cred că vrem să ne uh, Trezim la finalul concedului cu un pic de, de riduri sau de pete solar. Așa că eu vreau să-ți povestesc puțin despre această cremă pe care eu am descoperit-o acum două săptămâni. Am putut să o achiziționez un pic mai devreme și mi-a plăcut tare mult felul cum tenul meu s-a simțit după și de aceea vreau să vă și povestesc câteva lucruri importante pe care eu le recomand cu mare drag. Această cremă conține vitamina D care ajută la blocarea hidratării pielii. Nu conține ulei și este potrivită pentru toate tipurile de ten. Și mai ales se poate folosi și dimineața sau seara. Conține foarte multă apă și ține până la 72 de ore chiar pe tenul nostru să fie hidratat. Mie îmi place tare mult pentru că nu am mai întâlnit o astfel de cremă ușoară, dar în același timp foarte hidratată, să spunem așa de la Even. Și împreună cu o cremă de protecție solară este perfectă pentru a începe o zi minunată. Încă de când o deschidem, miroase super și culoarea este albă, este gelatinoasă să spunem așa. Este ca un gel, ca o gelatină. Wow, deja începem. Da. Cum am și menționat un pic mai devreme, nu conține ulei. Da? Este foarte pufoasă, să spunem așa. Și un pic transparentă când uh, o aplic pe, pe față. Deja încep un pic așa să simt cum curge, da? Pentru că, cum am spus, nu conține ulei și nu are de ce să se lipească. Dar ea intră foarte repede în piele atunci când o aplicăm, da? Și este, mie îmi place tare mult senzația după. Deja, după cum se vede un pic în video, tenul meu este lucios. Lucios în sensul că tenul deja începe să se absoarbă, să fie hidratat, da? Nu are niciun fel de, de reacție după, deci nici nu se înroșește tenul, nu conține foarte multe, foarte multe ingrediente, să spunem acide, așa... Nu știu dacă ați mai observat senzația un pic de usturime sau de roșață atunci când aplicați o cremă. Această cremă nu, nu se întâmplă absolut, este foarte, foarte ușoară mi îmi place tare mult senzația după, da, cum se și vede, este și un pic lucioasă, atunci când, când apăs pe, pe pomeți deja se simt plini și intră foarte repede în piele, nu este lipicioasă și este foarte potrivită împreună cu o cremă de protecție solar. Dacă v-a plăcut această cremă și doriți să o testați, lăsați-mi un comentariu aici și o să vă arăt cum o să o puteți primi gratuit. V-am popat și vă urez o zi minunată. La revedere!